După cum știți, am apelat la doctorul Iusef Salum, medic de chirurgie plastică și reparatorie, care activează în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj, pentru a mă ajuta cu câteva probleme medicale pe care doream să mi le tratez și corectez în același timp. Întâi a fost întâlnirea mea cu dânsul pentru injectarea de toxină botulinică în vederea contracturilor musculare ale mușchilor feței, care au condus la expresia dură a feței mele și adâncirea ridurilor din zona mușchilor procerus și corugatori, precum și a celor periorbital. Apoi, injectarea de acid hialuronic ca agent de umplere în vederea corecturii buzelor pe care efectiv le pierdusem în ultimii ani și a ridurilor dintre sprâncene. Acum am avut o nouă ședință cu dânsul pentru a-mi injecta în mușchii maseter, mușchii din zona maxilară, a toxinei botulinice cu scopul tratării bruxismului de zi pe care l-aveam și care mă chinuia cumplit din cauza contracturilor. Aceste contracturi apăreau peste zi atunci când mă concentram asupra muncii mele, la ceea ce aveam de făcut, până seara aveam deja efectiv febră musculară la acești mușchi și pentru a adormi trebuia să-mi fac masaj ca să-mi cedeze durerea. Este o tehnică inovatoare și minim invazivă pe care o puteți vedea în clipul pe care l-am putut filma pentru voi cu bunăvoința domnului doctor. Din stare, tare, tare. Aici este maseterul. Acum noi ce facem? Mergem și injectăm pe maseter mai multe puncte să relaxăm mușchi. Să vă pun și lângă articulație temporomandibulo-jugulară câteva puncte. Așa, dacă eu pun mâna aici, vii tare. Și atunci, asta, mușchi maseter, se numesc, care le relaxam. Și mă pun aici, lângă articulația, un pic. Am pus o doză mică, progresiv mai avem.